Compania voastră, aș vrea să fiu foarte clară, nu oferă servicii de psihologie sportivă doar fotbaliștilor. Este compania adresată tuturor sportivilor și voi aveți drept client foarte multe cluburi și federații din România. Dar mai mult de atât, cu ce m-ați cucerit cel puțin pe mine, cu cele două produse pe care voi le-ați creat, sunt 100% ale voastre, ale românilor de altfel. Și o să vreau acum în câteva cuvinte să ne spui în ce constau aceste produse 100% românești. Da. După cum vezi, ne-am întâlnit aici la arenele BNR și participăm la acest minunat turneu de tenis. BRD de Bucarest Open. Da. Și suntem, într-adevăr, suntem foarte cunoscuți pentru că lucrăm la cel mai înalt nivel în zona fotbalului, dar avem colaborări și în partea de tenis și în toate celelalte sporturi, handbal. Produsele noastre, cele clasice pe care toată lumea le știe, din partea de psihologie sportivă, e partea de consiliere individuală și de grup, oferind consultanță atât sportivilor în mod direct, prin ședințe de pregătire mentală. Avem ședințe de grup pe partea aceasta, avem ședințe și întâlniri cu antrenori din diferite sporturi, cu diferite federații, oferind partea de consultanță. Dar ce avem de produsele pe care le amintești? Avem într-adevăr un instrument incredibil de important pentru un sportiv, părinte și antrenor, și anume un test care vizează descoperirea acestui profil de performanță, pentru că ceea ce știm este că din cele patru paliere pe care le folosește un sportiv în alta performanță, palierul fizic, tehnic, tactic și psihologic, palierul psihologic este cel mai bun, să zicem, indicator pentru cei care vor și ajung să facă în altă performanță. Profilul nostru de personalitate reușește să identifice acest profil și cu o acuratețe științifică poate să-ți spună dacă cu acest profil poți să ajungi la înalta performanță. Dacă există zone în care poți să îmbunătățești, noi putem să spunem cum și să te și ajutăm să faci, lucrul ăsta. Și voi oferi și o analiză a acestui test? O analiză, cum spunem, este prima carte a sportivului. E un raport de aproape 30 de pagini în care se găsesc o grămadă de informații, o mulțime de informații despre sportiv, informații care absolut utile atât din punct de vedere psihologic pentru sportiv, dar cât și pentru părinții sau antrenorii acestuia. E foarte important, pe lângă acest palier de evaluare, noi, v-am spus, oferim și aceste ședințe și de îmbunătățire a aspectelor și a abilităților cognitive, dar foarte mulți ne-au cerut să construim sau să îi ajutăm pe sportivi cu un proiect în care să poată să se antreneze și în afara, să zicem, ședințelor sau fiind din țară, n-au acces către București. Și atunci am construit, pentru că în afară lucrurile astea sunt deja auzitate și sunt laboratoare întregi, am construit ceea ce se numește o platformă de antrenament mental. E o platformă care reunește... Sunt forma de jocuri, ca să înțeleagă copiii. Sunt exerciții specifice de a dezvoltare abilităților cognitive sub forma ludică a unor jocuri. Da? Numai că, spre deosebire de jocurile obișnuite care te joci și obții doar această plăcere și doar partea ludică, aceste jocuri sunt făcute special de psihologi ca să antreneze abilitățile cognitive. Și anume atenție focalizată, atenție distributivă, pe urmă partea de memorie fotografică, zona de gândire cu flexibilitatea gândirii, cu partea de rezolvare de probleme și cu alte tipuri de inteligență care să reunească acest palier de dezvoltare cognitivă. Toate aceste rezultate, în schimb, sunt procesate de o inteligență artificială din spate, care poate să-ți ofere ție ca antrenor, ca părinte sau ca sportiv, o analiză completă, da, a ceea ce joci, când joci, cum joci și să poți să primești foarte multe hinturi și feedback despre cum poți să-ți îmbunătățești aceste abilități cognitive. Deci este o platformă educațională pe care o folosim în zona sportivă, dar și în partea școlară, pentru că aceleași abilități pe care le știm sunt folosite în procesul dezvoltării cognitive al copiilor.